proiect de suflet pentru noi asta și asta pentru că este vorba despre educația și sportul și cultura copiilor din localitate. Cum merg lucrurile la această sală și când sperați ca totul să fie gata? Un obiectiv important pentru comunitatea din familia Saraiu, așa cum îmi place mie să spun, este educația. De aceea ne-am gândit că este imperios necesar atingerea acestui obiectiv pentru ca copiii din Saraiu să aibă condiții moderne pentru biblionet, pentru sport, pentru tot ce înseamnă educație și cultură. Acest obiectiv trebuia să fie recepționat pe 6 noiembrie 2019. Chiar mi-am propus să dăm drumul la penalități de întârziere. Spuneți-ne câteva cuvinte despre clădire. Am înțeles că vom avea un parter, etaj și mansardă. Care vor fi dotările acestei clădiri? În final, obiectivul va fi un obiectiv de suflet și foarte frumos, însă infrastructura, până când societatea constructoră a ieșit din infrastructură, au avut probleme, în sensul că vremea nu i-a ajutat, a fost neprielnic, au trebuit să scoată fierul din infrastructură, săpătură, subzidire la 1,70 de 3 ori. Sperăm că, dacă totuși Dumnezeu ne-a iubit și vremea este frumoasă, sunt convinsă că anul acesta nu avem speranțe să fie finalizat, întrucât am muncit foarte mult, ne chinuim de aproape 3 ani, de la primul gând de a atinge acest obiectiv și până la finalizare. Care a fost sau care este valoarea lucrărilor și care vor fi dotările? La ce va folosi această construcție? Acest obiectiv are o valoare de 3.552.780. Este o valoare destul de mare pentru comunitatea pe care o reprezint, pentru bugetul pe care îl are Comuna Saraiu. De aceea este un proiect foarte important pentru noi. Acest obiectiv va avea dotări europene, sala de protocol va fi dotată cu mese, cu tot ce se impune, bucătărie, biblionetul va fi dotat cu calculatoare, cu mese pentru copii, sala de ședințe dotată corespunzător cu proiector video, cu video interfoane, cu videoproiectoare, toate cele necesare, tehnologie modernă pentru anul 2019-2020. O lucrare complexă, cu atât mai mult cu cât a fost nevoie să vă ocupați în primul rând de partea de fundație. În ce constă această lucrare? Care ar fi detaliile tehnice ale ei? Părțile fundației interioare plus fundații exterioare noi, care au fost destul de multă muncă la ele. Timpul ne-a întârziat puțin la fundații pentru că nu ne-a ajutat când eram pe fazele terminale, gen turnări, astea ne-a întors înapoi din cauza vremii. Domnul primar spunea că s-a depășit totuși termenul de execuție. Când sperați ca totul să fie gata? Anul acesta sperăm ca să terminăm în faza de lucrare ridicată la roșu, adică însemnând și acoperiș fără partea finisajelor. Și probabil în câteva luni, dacă în anul viitor, o să se termine și partea cu finisaje, totul la gata. Dacă la Căminul Cultural acolo mai durează ceva până vom vedea lucrarea realizată, iată că la sala de sport totul este realizat, iar copiii se pot bucura de o sală în care pot avea activitate în orice anotimp. Aș vrea să ne spuneți cât a durat și cât a costat acest obiectiv și ce ați realizat aici. Acest obiectiv de investiție, respectiv sala de educație fizică școlară tip 2, a fost o adevărată bucurie pentru cei 185 de copii ai familiei Saraiu, obiectiv ce a fost inaugurat la deschiderea anului școlar, prilej de o mare bucurie și satisfacție, pot spune. Termenul de execuție a fost 8 luni de zile, iar construcția în sine a fost finalizată înaintea termenului de expirare a termenului de execuție, respectiv 7 luni. Lucrările au fost executate într-un mod impecabil. Ne declarăm foarte mulțumiți de finisajele acestui obiectiv, care va dăinui mulți ani de zile. Este un obiectiv reprezentativ chiar pentru toată zona, aș putea să spun. Vreau să vă întreb puțin despre dotări. Am văzut vestiare, săli de baie dotate la standarde care fac invidioși un mare oraș. Constanța poate că nu are o sală așa de bine dotată nouă. Care sunt lucrările pe care le-ați avut în vedere pentru acest obiectiv? Aș putea spune că copiii din familia Saraiu sunt niște copii minunați și merită aceleași drepturi ca copiii din oraș. Și în mediul rural trebuie să avem astfel de investiții. Aici pot desfășura handbal, volei, diverse concursuri, basket, da. Ne-am orientat cu sprijinul Consiliului Local să înființăm un club cu care să poată avea concursuri cu copii din localitățile limitrofe, respectiv Vulturul, Pantilimonul, Târgușorul. Chiar ne-am gândit să încheiem un protocol între colegii noștri primari și copiii să se bucure, toți copiii din zona de nord a județului. Aș vrea să vorbim și despre investiție. De unde au venit acești bani, dacă a existat o contribuție locală a UAT-ului și care a fost suma integrală? Valoarea integrală a obiectivului a fost de 2.200.000 de contați de Compania Națională de Investiții. Valoarea totală este de 2.600.000. Aportul Consiliului Local este de 400.000 de RON, iar diferența este integral de la Compania Națională de Investiții. Vorbeam înainte de interviu despre modul în care cei mici își desfășoară activitățile sportive pe timp de iarnă. Cum se întâmplau acestea și cum se întâmplă sau cum se vor întâmpla din acest an școlar? Din această perioadă, de la începutul anului școlar, copiii își desfășoară activitatea sportivă aici, în sala de educație fizică școlară. Eu, în mod special, am rugat să întrețină acest obiectiv cu sufletul, așa cum își întrețin propriile caiete în care își fac temele, pentru că ne reprezintă, de fapt îi reprezintă pe ei, au condiții optime. Ne dorim să devenim o comună europeană și ei să aibă condiții europene.